partea de nișe, tot ce înseamnă fashion a crescut ca o locomotivă cel mai mult. Sunt campanii care vin de afară, direct pe blogul de nișe din România și atunci, da, vă rog, te rog și vă rog un aplauze. Prima dată la noi. Bună ziua! Am să vă rog să mă scuzați dacă o să mă pupui, sunt sigură că o să fac, pentru că am emoții. Mai ales că am cumva o misiune ingrată, vin după toți acești oameni care v-au spus lucruri foarte interesante și mă tem că eu o să zic cumva același lucru sau prostii. Nu am o prezentare, dar am să vă invit să vă uitați la fotografii. Și să încep cu începutul. Vă mai spun o dată, numele meu este Dana Păun, reprezint blogul de colorstalker.com. Este un blog de sub-nișă, i-a spune eu, nu nișă, pentru că eu aș zice că nișă este fashion sau modă, se zice modă. Nișa de modă, iar eu m-am dus cumva către sub-nișa de fotografie de street style. Și haideți să vă povestesc un pic despre mine. Am lucrat în domeniul financiar, respectiv în asigurări, în vreme de 11 ani. Am aproape 34 de ani, ca să nu vă întrebați de unde vine așa 11 ani. Și în, la jumătatea anului trecut, de fapt, nu, anul ăsta în vară, să fac 2 ani, am hotărât că o să merg pe alt drum. Și nu mai vreau să mă duc la birou și să muncesc un program normal de corporație de 14 ore pe zi. Și vreau să fac ce-mi place. Și de ce nișă? Ajung la întrebarea de ce nișă? Și răspunsul e simplu, cum au spus și antevorbitorii mei. Nișă pentru că asta mi-a plăcut, asta e pasiunea mea. Nu știu să scriu. Sau poate că știu, dar mi-e mai ușor să fac fotografii. Și atunci am zis, ok, hai de unde mie îmi plac fotografiile, urmăresc blogul de modă, să zic modă, și aș vrea să fac și eu asta. Și m-am apucat, am făcut, mi-am făcut o platformă pe Blogspot, am urcat fotografiile, făceam destule, nu știu, urcam 5 pe zi, să zic, și aveam view-uri. În prima lună 3 și la a doua lună. Și îmi zic, ok, ce se întâmplă? Cum fac să... Cum fac să știe lumea de mine? Și ce-am făcut? Păi, în primul și în primul rând, m-am gândit că trebuie să îmbunătățesc calitatea. Și asta e legată cumva și de concurență. Am auzit mai devreme de concurență. Da, concurența e bună. Eu cred că și mă bucur când apar bloguri care fac același lucru, pentru că mă obligă pe mine să cresc calitatea și să fiu mai focusată pe ceea ce fac. Nu este ușor, pentru că am ales nișa asta, v-am spus, pentru că mi-a plăcut, dar aș fi putut foarte ușor să aleg și mi-ar fi plăcut la fel de mult, probabil, să aleg să postez despre noutățile din modă sau să postez despre mine. Să mă pozez și ar fost, din punctul meu de vedere, mai ușor. Pentru că noutățile le-aș fi făcut stând de acasă la calculator, le găseam pe internet sau primeam comunicate de presă și le postam. Deci, ceea ce fac eu acum implică, în afară de muncă foarte multă, să nu mă înțelegeți greșit, nu zic că ceilalți nu muncesc, dar implică muncă fizică. În primul rând, trebuie să investești în aparatură. Eu nu pot să fac poze cu telefonul, adică aș putea, dar n-aș mai avea calitatea pe care mi-o doresc. Și aici intervine iarăși concurență. Mă ajunge undeva mai jos decât sunt acum. Și, bun, deci trebuie să investești în aparatură, după care trebuie să ieși afară, trebuie să fii pe stradă și trebuie să călătorești. Și nu contează că plouă toată ziua. Tu ai de făcut poze și ai de livrat pozele respective și asta e. Plouă cu găleata și tu oprești pe cineva.
ceva la finalul zilei, când oricum ești foarte obosit, ei sunt la fel de obosit și zici, salut, îmi place foarte mult de tine, arăți foarte bine, aș vrea să te rog să te oprești un pic, să-ți fac o fotografie. Și sunt, serios, nu știu cum să fac mai repede, nu, mulțumesc, data viitoare. Și nu trebuie să-l las pleci, pentru că data viitoare poate că nu o să mai arată așa, sau poate că data viitoare nu se mai întâlnești cu el. Bun. Deci, să revin la cum am început. Am început, am avut cei 5 vizitatori, sigur prietenii mei, sau, de fapt, nu, sigur prietenii mei, și nu știu dacă a venit compasiune sau nu. Mă rog, bun. Și am zis, ok, trebuie să fac ceva. În primul rând, trebuie să îmbunătățesc calitatea imaginilor pe care le fac. Și asta am făcut. Am investit, cum spuneam, am investit în un aparat, am început să... Da, bine, asta nu e neapărat un lucru, nu știu, gata făcut. Am investit în un aparat, gata fac poze mai bune. Nu, am investit în un aparat, am învățat să fac poze mai bune și, uite, așa am reușit să le fac. Bun, și, scuze, și totuși, din cei 5, sau nu, cei 5 au devenit 10. Și spune, e muncit prea mult. Oamenii trebuie să vadă ce fac eu, mie îmi place ce fac, mă uit. Mă uit, dacă pot de cum zicea Dan mai devreme, eu mă uit pe blogul meu și zic, nu te arată bine. Mai e simpatic, dar de ce zic numai eu asta și de 5 oameni? Și atunci am început să ies. Am început să ies în offline, am început să mă duc la evenimente. Da, eu sunt acelea de la foarte multe evenimente neinvitate. Eu m-am dus acolo, bună ziua, eu sunt, îmi pare bine. Mulți mă întrebau din partea cui? Din partea cui ați venit? Sau cum ați venit? Cum? Din partea mea. Ok, poftiți, mulțumesc. Și așa am început să fac socializare și networking. După care m-am gândit, ok, eu trebuie să mă duc mai departe, în afară de pozele pe care le fac pe stradă, eu vreau să mă duc la săptămâna modei. Și asta am făcut. Am ajuns acolo, mă rog, cu peripeții, nu are sens să le povestesc acum, am ajuns acolo, dar înainte să plec, am trimis mail-uri. Am trimis mail-uri eu la foarte multe publicații. Și am zâmbit ușor când a spus Marta la începutul prezentării că oamenii nu răspund la mail-uri. Ei bine, cred că le-am numărat și am trimis undeva la 60 de mail-uri și ghiciți ce am primit? Zero răspunsuri. Zero. Nu mi-au zis nici măcar nu mă interesează. Nu este momentul. Nu știu, mulțumesc că, dar nu știu, nu vreți să faci asta. Mulțumesc, dar nu e cea mai bună. Sau mulțumim, dar vreți să lucrăm cu tine. Nimic. Și m-am gândit, asta a fost o eroare de la mine, din computerul meu, și trebuie să mai mint o dată. Nu se poate, trebuie să se răspundă cineva. Să-mi zică, băi, nu vreau, nu știu cine ești, tu nu mă interesezi. Și mai trimis o dată, și ce credeți? Niciun răspuns. Bun. Întâmplarea face că am plecat la săptămâna, mi-am făcut fotografii și m-am întâlnit cu o persoană, nu o să dau nume, o persoană dintre cele multe cărora le-am trimis eu mail. Și am zis, salut, ai primit mail-ul meu? A, da, ți-am și răspuns, l-ai primit? L-am primit. Păi, da, sigur, ne-ai scris că faci fotografii și dacă vrem fotografii de la tine, nu? Da, vrem, sigur că vrem. Super, păi cum facem? Păi uite, ne-am gândit așa. Vrem exclusivitate, să ne dai numai nouă, dar trebuie să spunem ceva, că nu avem buget. Și ok. Păi cum exclusivitate și fără buget în aceeași fază? Păi nu înțeleg. Adică, măcar nu știu, plătiți-mi drumul până aici, că sunt departe, de casă, am dat mulți bani pe biletul de avion. Nu mai zic că trebuie să mănânc și să locuiesc undeva. Și nu mai zic că îmi petrec toată ziua făcând asta. Păi nu se poate, că n-am buget. Dar gândește că se apară numele și e bine. Adică te ajută. Și da, te ajută, probabil. De fapt, sigur te ajută. Am făcut și asta. Nu exclusivitate. Dar da, am făcut partele, multe. Am făcut networking. Am deschis o pagină de Facebook. Și m-am făcut un cont de Twitter. Și citam zilele trecute
o remarcă cuiva care zicea că cei care au petrecut numai link-uri, postele de pe Facebook, nu au înțeles despre ce este vorba. Acolo sunt eu. Recunosc. Nu am înțeles despre ce este vorba, dar sunt dispusă să învăț. Și dacă vrea cineva să mă învețe Twitter, vă rog foarte mult, în pauză, să, nu știu, mă trageți de mâine. Ok, perfect, că sunt lângă mine. Bun. Și ce am mai făcut? Ca să trec de cei 5 vizitatorii mei, n-am lăsat pe nimeni să plece, nimeni din cei pe care i-am fotografiat, nu i-am lăsat să plece fără să aibă o carte de vizită. Și de ce nu mai multe ori, am cerut și eu lor carte de vizită. Și le aruncam într-o pungă, și într-o pungă de cadouri. Și anul trecut am zis, hai să vedem ce cu punga de cadouri care se umpluse. Și am stat frumos și le-am scris pe toate și mi-am făcut o bază pentru newsletter. Și trimit newsletter. Și trimit newsletter mai ales când se întâmplă ceva, nu știu, extraordinar. Gen, uite, am fotografiat-o pe, nu știu, Kate Moss. Puteți să găsiți pe Kate Moss pe blogul meu. Și asta mă ajută. Mă ajută. Au crescut cei 5, au făcut 10, 20 și așa mai departe. Bun. Și acum o să vă vorbesc despre monetizarea. Cum monetizez eu toată povestea asta cu blogul? În primul rând, în capul meu, când am făcut blogul ăsta, nu a fost niciodată, n-am avut niciodată ideea de eu fac blogul ăsta ca să câștig bani. Eu fac blogul ăsta pentru că îmi place. Și aș putea să câștig totuși bani dacă vând fotografii către reviste. Super. Și așa am început. Uite, vreți fotografii, uite, vreți. Am spus și mai devreme, da, vrem, nu avem buget și așa mai departe. Și atunci eu m-am gândit, ok, trebuie să încerc în altă parte. Trebuie să mă duc către alte țări. Și mi-am făcut un research și am trimis 400 de mail-uri. Și am zis, uite, asta e portofoliul meu, eu asta fac și aș vrea să vă propun următoarele proiecte. Și am primit răspunsuri. Multe, foarte multe, cum nu, bineînțeles, dar am primit și răspunsuri cu da, sau hai să vedem cum facem. Și în afară de faptul că poți să vinzi fotografii, și v-am zis, asta era singura mea idee despre cum să fac, am făcut și alte campanii, alt gen de campanii, la care nu m-aș fi așteptat. Și nu m-aș fi așteptat, în primul rând, și vreau să le mulțumesc celor care au avut încredere să lucreze cu mine, nu m-am așteptat la reacția cititorilor mei. Au fost foarte bine primite. Deși am vorbit, am vorbit prin imagini mai mult despre bere. Berea cu moda nu prea se pupă, că face burtă, nu. Fașionistele vor să nu aibă, nu știu. Berea nu face burtă. Nu știu, eu așa știu. Eu așa știu de la prietenele mele fașioniste că face burtă. Și ele nu le-au bere. Dar se pare că totuși dă. Și se pare că asta e doar așa o imagine, că face burtă. Face burtă în public. Dar dacă o bem noi cu prietenii noștri, nu mai face burtă. Bun. Așa, și am avut aceste campanii la care nu mă așteptam să funcționeze și totuși au funcționat. Și am primit tot felul de cereri de asociere, iar foarte multe le-am refuzat. Și mi-am dat seama că mare parte din cei care mi-au scris nici nu s-au uitat nicio secundă pe blogul meu. Pentru că marea majoritate mi-au zis așa, bună, uite, avem o campanie despre genți și am vrea să ai câteva poze cu tine pozându-te cu geanta și vreau să ne spui câți vizitatori ai și cât costă. Păi, eu nu mă pozez cu geanta. Eu nu mă pozez pe mine. Păi da, dar pentru campania se putea să o faci. Aș putea să o fac, sigur. Dar nu știu ce impact o să aibă pentru voi, că nu știu, oamenii nu urmăresc blogul ăsta ca să mă vadă pe mine și ca să-i vadă pe alții. Bun. Și tot felul de alte asocieri pe care le-am refuzat și mi-am dat seama că mi-a dăunat cumva, din punct de vedere al monetizării, pe termen scurt. Dar pe termen lung, eu cred că eu sunt de bine. Sau mă rog, eu așa am zic. Eu sunt mulțumit.
mine. Și tot așa am o întrebare acum pentru companii. Vrem să facem o campanie și zic, uite, de multe companii îmi zic, uite, avem bugetul X. Sau există cealaltă variantă. Avem, spune-ne cât costă să facem campania asta, uite așa în detaliu și așa mai departe. Și eu zic, X lei. De ce companiile nu negociază? Sunt foarte curioasă. Mie dacă mi-ar zice cineva, vino să, nu știu, sau vin la tine să-ți promovezi blogul și te costă 6 lei. Și zice, ok, ce poți să faci de 6 lei? Păi poți să fac asta, 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 așa. Ok. Poți să faci asta și de 5 lei? De ce companiile nu fac asta? E o întrebare, nu e retorică. Serios, chiar întreb. De ce nu negociază? De ce companiile nu negociază? Pentru că vorbești, dacă... Vorbești de compania sau vorbești prin doar? Agenția sau compania. Și mi-e indiferent. Nu vreau să negociază? Nu, dar nu am primit feedback-ul ăsta. Ok, eu vreau X lei și tu cu agenția ai două variante. Poți să-mi zici, băi, eu nu am bugetul ăsta. Sau... Nu, mulțumesc. De ce nu-mi zici, uite, îți dau 5 minus 2 lei? Că poate deci, așa se face. Da, la jumate, hai să faci. Mie nu-i s-a întâmplat. Și... Nu știu, e bine, e bine că se întâmplă, că o să-i se întâmple și mie, deci. Bun, asta este sub nișa mea. Și aș vrea să vă mai povestesc un pic despre un proiect nou pe care l-am început anul trecut. Este un proiect video, îl fac împreună cu Bianca Naumovici. Este un fel de emisiune de care povestea și Chinezu, altfel decât a lui. Se cheamă Let's Brunch. Și am gândit-o ca pe o întâlnire la brunch cu oameni care fac lucruri. Oameni care construiesc, nu neapărat din modă, ci din domenii conexe modei. Ne întâlnim cu ei și vorbim foarte liber și deschis despre, nu știu, diverse subiecte, despre ceea ce fac ei, despre ceea ce le place. Îi filmăm în, nu știu, să luăm un exemplu lui designer, îi filmăm în atelier și ne arată cum face o piesă de la A la Z. Ne povestește care sunt sursele de inspirație, ce îi place și așa mai departe. Cumva vrem să... ideea asta a pornit în momentul în care noi am simțit în jurul nostru, nu știu cum să zic, foarte, o atmosferă foarte de hate, așa. Toată lumea a urat pe toată lumea la un moment dat, sau ce puțin așa am perceput noi. Și atunci am zis, nu se poate, trebuie să fii și oameni mișto în țara asta. Și sunt, exact cum zicea și tineri, sunt atât de mulți, păcat că nu avem timp pentru ei. Și cumva emisiunea asta este o nișă din sub nișă și noi suntem foarte mândri de ea. Tocmai am terminat un proiect pentru că am reușit să o și monetizăm la anul trecut și, și cam atât. Nu știu ce să vă mai zic, m-am cam încurcat. Dar vă mulțumesc că m-ați ascultat și dacă aveți întrebări, le ascult cu drag. Mulțumesc. Ai întrebat de ce companiile nu negociază. Da. Nu am înțeles dacă ți-au răspuns afirmativ sau nu ți-au răspuns deloc. Companiile, în momentul în care încercăm un proiect, păi mi s-a întâmplat, s-au întâmplat mai multe modalități, ca să zic așa. Mi s-a răspuns nu, nu mulțumim, nu pe altcineva, nu mi s-a răspuns, asta nu mi s-a răspuns deloc, nu știu dacă e neapărat înțele de negociere. N-ai primit răspuns afirmativ, da, nu am primit răspuns afirmativ, okay. Exact. Mersi. Mulțumesc și eu. Am o curiozitate legată de acei oameni, că ai spus de acea pungă de cadrouri care era părție de vizită. Ce ți-au răspuns în momentul în care le-ai scris? Și, nu știu, care era feedback-ul lor? Are bine poza asta, dacă ți-a zis cineva, nu știu, poza asta nu vreau să apară, ce chestii de genul. Chiar sunt curios care sunt reacțiile oamenilor care se văd pe un blog filmat cu poza asta este care să ieși cu acolo lor. Păi 99% din cazuri eu le cer acordul și atunci știu că vor apărea undeva. Răspunsurile la newsletterele pe care le trimit nu sunt legate strict de fotografie. Ceea ce am observat, folosesc MailChimp ca să le trimit și atunci urmă
urmăresc să văd, ok, câți au dat să scriu de la listă, pe câți mi interesează, sau câți au deschis măcar subiectul, sau au dat click pe link-ul ăla, că l-am trimis eu ca să intre pe blog. Și rata de unsubscribe, ca să zic așa, e foarte mică. Și atât, asta este singurul feedback. Când am primit răspuns direct, bravo, felicitări. În schimb, am primit răspunsuri prin fotografii preluate de pe blogul meu, de către site-uri sau bloguri mari, pe care le urmăresc foarte mult, nu știu, 10.000 de oameni. Și atunci, da, acolo am primit feedback direct acolo, sau s-a scris, uite, am văzut fotografia acolo, felicitări. Felicitări pentru prezentare, chiar dacă a fost la ceva. Ce ai învățat din lecția cu, pentru că mă confrunt și eu cu aceeași, deși nu supă cuvântul ăsta problemă, este o problemă. Ce ai învățat din lecția cu răspunsurile zero la mail-urile pe care le dădeai pentru colaborări și la câte mail-uri, dar sincer, nu răspunzi tu acum la rândul tău? Da, o întrebare foarte bună. Păi eu cred că nu răspund la 3 mail-uri din toate cele sute și asta nu pentru că nu vreau, ci pentru că le amân și zic lasă că răspund eu săptămâna viitoare și uit. Și ce-am învățat din faptul că nu vreau răspuns la mail-uri, am învățat că trebuie să le trimit în continuare și atunci când nu am numărul de telefon, să fac rost de numărul de telefon și să le sun, uite, ți-am trimis un mail. Dacă nu vrei și nu-ți place ce-am scris sau nu te interesează, spune-mi, te rog. Atât. Mulțumesc și eu. Mulțumesc frumos, felicitări.